Poliția iese la vânătoare de nepurtători de mască. 20% dintre polițiști vor patrula în civil pentru a-i amenda pe cei care nu poartă mască și nu respectă regulile sanitare. Una dintre măsurile puse în aplicare a fost ca la unele activități, la nivel național, să fie efectuate verificări de către polițiști în civil și nu în uniforma de serviciu. Nu este nimic nou în modul de abordare al poliției române. Astfel de activități desfășurate de polițiști care nu se desfășoară în uniforma de serviciu au fost efectuate periodic și aici aș putea să vă dau câteva exemple. Vorbim de controalele pe linie de economic la societățile comerciale, vorbim de verificările în ceea ce privește comerțul stradal ilicit, precum și alte activități desfășurate de poliția română. Unul din cinci polițiști va renunța la uniformă și se va plimba pe străzi ca orice om obișnuit, doar că va avea la el carnetul de amenzi, iar cei care nu respectă regulile sanitare de purtare a măștii și distanțare socială vor fi buni de plată. Din experiența acțiunilor desfășurate în ultima perioadă, s-a constatat faptul că în unele situații oamenii poartă masca de protecție atunci când văd forțele de ordine, atunci când văd polițiști în acel perimetru, iar ulterior, după ce polițiștii sau forțele de ordine pleacă din perimetrul respectiv, își scot masca de protecție. Nu ne dorim să fim polițiștii răi, nu ne dorim să aplicăm sancțiuni contravenționale, nu acesta este rolul activităților desfășurate de poliția română. Însă, oamenii trebuie să înțeleagă că depunem toate eforturile pentru a limita, pe cât posibil, răspândirea coronavirusului în țara noastră. Vă recomandăm așadar să păstrați masca de protecție pe toată perioada deplasărilor, acolo unde este prevăzut în cadrul legal, respectiv în mijloace de transport în comun, în spații aglomerate, în autobuze, în metrou. O altă măsură este înființarea unei linii telefonice, Telverde, la care se pot reclama nerespectarea măsurilor sanitare. Linia va fi operaționalizată astfel încât să poată fi primite și fotografii sau înregistrări video. Pe baza acestora vor putea fi date amenzi, se pot deschide cercetări sau pot fi adoptate alte sancțiuni, anunță poliția. Numărul la care cetățenii pot sesiza nerespectarea regulilor este 0800 800 165. Scandalurile